Nu trebuie să greșești de mai multe ori. Este suficient să greșești odată. Deci nimic nu te protejează dacă greșești. Dacă greșești, ai foarte mari șanse să-ți pierzi viața, pentru că infrastructura nu ne ajută de niciun fel, ba mai mult ne întinde capcane. Nu știu câți vor vedea acest clip, dar sper să fie un mic semnal de alarmă și dacă dintre toți cei care se uită la acest clip, măcar unul își schimbă atitudinea, eu zic că am reușit ceva. Salutare! Probabil vă întrebați ce caut în acest peisaj destul de diferit față de alte peisaje în care am filmat sau alte locații. Am venit să-mi vizitez un prieten, foarte bun prieten. El este undeva acolo de mai bine de 13 ani și doar aici putem să ne mai vedem în acest peisaj. Am decis să fac acest clip diferit pentru că sunt sigur că el și-ar fi dorit tare mult să apară într-un clip de-al meu sau însă face mai multe clipuri împreună. Și al doilea motiv este că cred că am ajuns la o vârstă la care încerc să dau mai departe anumite experiențe pe care le-am avut, prin care am trecut, și să încerc să îi învăț în ghilimele pe cei mai tineri să învețe din greșelile altora, din experiențele altora. De ce prietenul meu este acolo în spate de 13 ani? Pentru că a făcut o greșeală în trafic. Cum și noi facem multe greșeli, facem și accidente, se întâmplă. Poți să spui că este omenește, mai ales pentru cineva care circulă foarte mult, să fie la un moment dat implicat într-un accident. Dar asta nu înseamnă că trebuie să-ți pierzi viața. Din respect pentru el și pentru familia lui, nu vreau să dau foarte multe detalii. Doar atât vreau să spun că pentru mine a fost o experiență care mi-a schimbat viața, pentru că eu am fost ultima persoană care l-a auzit în viață și anume a făcut accidentul în timp ce vorbea cu mine la telefon și nu a făcut accidentul pentru că vorbea cu mine la telefon, dar încerc să vă împărtășesc câteva detalii care poate v-ar ajuta să schimbați anumite lucruri în comportamentul vostru la volan. Că de fapt despre asta este canalul, despre mașini, trafic, șoferie și așa mai departe. Sunt foarte multe drumuri în țara asta unde diverse lucruri sunt semnalizate prost, de la gropi, curbe și așa mai departe. Și trebuie să avem foarte mare grijă să adaptăm viteza și, din păcate, pe majoritatea drumurilor secundare din țara asta, pe margine sunt copaci foarte bătrâni, mari, care sunt un adevărat pericol. De asemenea, pe câmpurile noastre sunt tot felul de șanțuri, deci nimic nu te protejează dacă greșești. Dacă greșești, ai foarte mari șanse să-ți pierzi viața, pentru că infrastructura nu ne ajută de niciun fel, ba mai mult ne întinde capcane. Da, deci curbe nesemnalizate, denivelări pe drum, copaci pe marginea drumului, șanțuri mari pe câmp. Deci, pur și simplu, dacă tu greșești ceva, nu te ajută nimic. N-ai o barieră de siguranță, n-ai un spațiu de degajare, absolut nimic. Cea mai mare greșeală pe care a făcut-o el și din păcate nu pot să-l urechez este că nu și-a pus centura. Dar vedeți, nu pot să-l judec. Acum 13 ani nu știu cine își punea centura dintre cunoscuții și prietenii mei. Ba mai mult chiar și în prezent am câțiva care tot nu-și pun centura. Nici la drum lung. Și dacă veniți cu teoria că în cazul unui accident grav este mai bine să n-ai centură că ești aruncat din mașină, țin să vă contrazic.
Eu sunt sigur 100% că el și-a pierdut viața pentru că nu a avut centura pusă. Asta pentru că pasagerul din dreapta lui, care avea centura pusă, s-a dat jos fără nicio zgârietură. Și impactul nu a fost, să zicem, pe partea șoferului sau pe partea pasagerului, nu. Mașina s-a dat peste cap. Prin urmare, amândoi au fost în aceeași situație. El a fost aruncat din mașină și a pierdut viața. Nu avea centură, pasagerul din dreapta s-a dat jos fără nicio zgârietură. Eu, în perioada respectivă, obișnuiam să-mi pun centura doar dacă ieșeam din localitate. Era mentalitatea asta că în oraș nu poți să faci un accident suficient de grav încât să pățești ceva dacă nu ai centura, ceea ce este tâmpenie. Da, pot să spun că a avut și mare ghinion, pentru că am mai avut prieteni, cunoștințe, colegi implicați în accidente poate mai grave și care nu purtau centură și totuși au supraviețuit cu sechele, dar au supraviețuit. Este destul de dificil să vorbesc despre acest subiect. Vreau doar să fie o învățătură, să încercăm să ne corectăm anumite obiceiuri proaste. Repet, nu vreau să dau prea multe detalii pentru că nu cred că este corect. Deși poate dacă aș povesti tot cap-coadă, ce am auzit, ce am văzut, ce am trăit, ați înțelege mai bine de ce încerc să vă spun și altora să nu faceți anumite greșeli. Nu trebuie să greșești de mai multe ori, este suficient să greșești odată și să ai un pic de ghinion. Dar ar trebui să avem o atitudine în care să încercăm să ne protejăm de aceste evenimente neprevăzute, așa cum în perioada asta încercăm să ne protejăm de un virus, purtăm măști, distanțare socială, facem vaccin, facem tratamente și așa mai departe, ar trebui în viața de zi cu zi să încercăm să ne protejăm și de alte pericole. Unul dintre marile pericole apare în momentul în care ne sunim în mașină și plecăm la drum, fie că este un drum scurt în oraș, fie că este un drum lung în afara țării, tot timpul pericolul există și trebuie cumva să ne protejăm. Cum ne protejăm? Suntem atenți, avem mașina în regulă, punem centura, încercăm să ne lăsăm orgoliul la parte, să nu ne enervăm, să respectăm legea. Toate măsurile astea ne ajută să evităm un posibil accident. În opinia mea, într-adevăr, sunt mulți alți factori, infrastructura, ceilalți participanți la trafic, dar nu poți să controlezi tot. Poți să controlezi doar ce ține de tine, în mare parte. Prin urmare, dacă vă urcați la volan și un pasager din mașina voastră nu are centura pusă, rugați-i să-și o pună. Dacă la drum lung vezi că unul nu are stopuri pe frână, încearcă să ajungi să-l atenționezi, pentru că devine un pericol pe drum acea mașină care nu are lumini în moment ce pune frână. Și multe alte aspecte. Încercați să vă protejați pe voi, pe cei dragi vouă, dar și pe ceilalți participanți la trafic, așa cum puteți. Mi-ar fi plăcut să nu vin aici de 13 ani și să mă întâlnesc cu el în altă parte. Dar vedeți, până nu treci printr-o tragedie sau printr-un eveniment din ăsta care îți pierzi o persoană dragă, nu înțelegi cu adevărat pericolele care sunt pe drum. Și aici sfătuiesc atât începătorii, cât și șoferii cu mare experiență, care de cele mai multe ori iau în joacă un drum scurt, lung, nu contează, pentru că iau experiența 100.000 de kilometri. Pericolul este același, constant, și nu face diferența între un începător sau un om cu mare experiență la volan. Nu știu câți vor vedea acest clip, dar sper să fie un mic semnal de alarmă și dacă dintre toți cei care se uită la acest clip, măcar unul își schimbă atitudinea, eu zic că am reușit ceva. Aici este foarte frig,
și destul de liniște. Prin urmare, o să mă duc acum să aprind o candelă și să stau câteva minute în liniște. Aveți grijă de voi!